pastă de mici făcută acasă. Mici suculenți, bine condimentați, din carne curată, știm ce mâncăm. Haideți să vă arăt cum îi facem. 500 de grame de pulpă de vită sau ceafă de vită. 500 de grame de poală sau burtă de porc, bucata aceea de carne cu grăsime. În total avem 1 kg de carne, între 16 și 18 grame de sare, în funcție de cât de sărat vreți să fie, 3 grame de cimbru uscat, 3 grame de piper măcinat, o căpățână de usturoi pisat, o linguriță sau 10 grame de bicarbonat de sodiu, aici avem 6 boabe de enibahar, 2 grame de coriandru și 2 grame de chimen, măcinate împreună, și 300 de ml de apă minerală, apă cu bule sau supă de oase concentrată. Punem aici. Pornim frământatul la cea mai mică viteză. Lăsăm să se frământe timp de jumătate de oră. Pasta de mici este foarte tare, uitați-vă cum este. Foarte bine legată. Foarte bine frământată. De aceea e bine să avem un robot. Dacă o frământăm la mână, durează foarte mult. Am obținut 1 kg 300 de pastă de mici. Din această cantitate vom forma 20 de mici la 65 de grame bucata. Stropim un blat de lemn sau o tavă cu ulei ca să formăm micii. Ori îi formăm cu mâna sau folosim un poș sau o pungă la care tăiem un capăt. Cam de 2 cm și jumătate. Pungem lama unui cuțit cu ulei, modelăm capetele frumos, să aibă formă frumoasă și apoi împărțim în 3. Așa arată micii. 20 de mici am obținut la 65 de grame bucata. Învelim cu folie de plastic și băgăm în frigider. Trebuie să stea să se odihnească cel puțin 12 ore, ideal 48 de ore, înainte de a-i pune pe grătar. Îi lăsăm pe masă să se încălzească și nu-i punem reci pe grătar direct din frigider. Așa arată micii de casă. Pregătiți-i așa cum spun eu prima dată și apoi puteți schimba ingredientele. Dacă nu-i pregătiți imediat, porționați în pungi de câte 500 de grame sau 1 kg de pastă de mici și băgați în congelator. Rezistă 6 luni fără probleme. La revedere!